Ultima perioadă au apărut în spațiu public o serie de afirmații, spun eu, denigratoare la adresa Consiliului Județean Dâmbovița, rostite de un individ care, așa cum am afirmat, se crede încă secretar al Comitetului Județean de Partid Dâmbovița și mai spun și afirm cu tărie un lucru, să înțeleagă toată lumea că un președinte de Consiliul Județean nu are atribuțiile unui secretar de Comitet Județean de Partid, cum la fel instituția Consiliului Județean Dâmbovița, prin cadrul instituțional existent, are atribuții strict legate de administrarea și de bunul mers al proiectelor care țin de competența instituției pe care o reprezint. Fac precizarea că instituția pe care o reprezint nu are competențe nici în gestionarea SICAP-ului, în speță sistemul informatic referitor la achizițiile publice, nu decide nici în locul CNAIR-ului și nu stabilește nici durata de evaluare, nici nu semnează contracte pentru drumurile naționale. Și o să fac câteva precizări, citând un clasic în viață, deși nu ar merita să-i acord atâta atenție. Spune foarte clar proiecte ratate. DN7, Băldana Titul, DN71, Băldana Târgoviște, Sinaia. Nu știu pe ce fundamentează dumnealui aceste afirmații. Din câte știu eu, DN7, Băldana Titul, este în procedură de contestație la nivelul CNAIR-ului, deci a fost făcută procedura de achiziție publică. Sunt trei firme procedură de achiziție publică derulată de Compania Națională de Autostrăzi și infrastructură rutieră, nu de către Consiliul Județean Dâmbovița, care nu are nicio competență în ceea ce privește drumurile naționale. Sunt trei ofertanți și înțeleg că ofertantul aflat pe locul 3 a contestat un act administrativ pe baza căruia, mă rog, oferta dumnealui a fost declarată ca inadmisibilă. Știu că actualmente se judecă fiind o licitație care are la bază finanțare din fonduri comunitare, se judecă la nivelul Comisiei Europene. În ceea ce privește DN71 Băldana Târgoviște Sinaia, sigur, și eu am ieșit în spațiul public și am fost, să spun așa, printre cei care am spus că nu pot fi de acord ca de numai puțin de 7 ori această procedură să fie urcată în SICAP, dată jos din SICAP. Este o necesitate pentru județul Dâmbovița, este o necesitate asumată și inclusiv la ultima vizită a doamnei premier, Viorica Dăncilă, am ridicat această problemă, a discutat și a sunat în fața mea pe Ministrul Transporturilor. I-a cerut Ministrului Transporturilor că la 2 săptămâni se prezinte o informare în ceea ce privește stadiul acestei proceduri de achiziție publică pe care, repet, o derulează Compania Națională de Autostrăzi și Infrastructură Rutieră. Nu o derulează Consiliul Județean Dâmbovița. Deci eu sper ca în luna septembrie, când este prevăzută depunerea ofertelor, să fie ultima, să spunem, ridicare în SICAP și să se treacă la faza următoare, la analiza ofertelor economice, financiare și din punct de vedere al conformității administrative. Un alt proiect descris de respectivul individ ca fiind un proiect ratat este Stadion Nou la Târgoviște. Vă reamintesc faptul că în august 2017, când exercitam prerogativele funcției de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, a fost ultimul demers administrativ făcut de instituția pe care o reprezentam și a însemnat trecerea prin Comitetul Interministerial a indicatorilor și aprobarea pentru studiul de prefezabilitate. Din august 2017 până în aprilie 2018 nu s-a mai făcut niciun demers la nivelul Companiei Naționale de Investiții, care este titulară acestui proiect, pentru ca acest proiect să fie pus pe tapet. În ceea ce privește stadionul, o să vă prezint demersurile făcute de actuala conducere a Consiliului Județean Dâmbovița și o să-mi dați voie să vi le prezint sintetic pe ceea ce înseamnă demersurile făcute și cu stadionul.
Deci nu repet ce s-a făcut până în 2017. Certificatul de... Deci urmare de măsuri realizate de către reprezentanții Consiliului Județean Dâmbovița, au fost emisele avizele Consiliului Tehnic Interministerial CNI și Consiliului Tehnic Economic Interministerial MEDERA în data de 28.07.2017 și în data de 28.12.2017. Deci după ce s-a obținut de la CNI, s-a mers la Ministerul Dezvoltării, care este finanțator, Compania Națională de Investiții, fiind entitate în subordinea Ministerului Dezvoltării în data de 10.01.2019 s-a emis o adresă de către Consiliul Județean Dâmbovița prin care a solicitat CNI date referitoare la demersurile privind obținerea avizului din partea Ministerului de Finanțe. Prin adresa CNI din data de 15.07.2019 au fost solicitate documente în vederea promovării obiectivului de investiții menționat în faza de achiziție publică a studiului de fezabilitate. Deci până când eu m-am reîntors la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița, în afara unei adrese în care se interesa că parcă nu ne puteam deplasa la București să vedem care este stadiul, nu s-a făcut absolut niciun demers. Ce am făcut de când ne-am reîntors? Am eliberat certificatul de urbanism la data de 22.07.2019. Am întocmit o temă de proiectare solicitată în urma discuțiilor pe care le-am purtat și am avut, cred că, 3 runde de discuții la nivelul Secretarului de Stat din Ministerul Dezvoltării, la nivelul Direcției și a Conducerii Companiei Naționale de Investiții și ni s-a solicitat întocmirea unei teme de proiectare, deși nu era o obligație care incumba activității Consiliului Județean Dâmbovița. De asemenea, am înaintat extrasul de carte funciară actualizat, tema de proiectare și nota conceptuală întocmite conform HG-ului 907 a fost realizată în concordanță cu studiul de prefezabilitate întocmit și depus la Compania Națională de Investiții și de asemenea, la data de 22.07.2019, au fost înaintate avizele și acordurile solicitate de către Compania Națională de Investiții pentru a demara acest proiect. Din discuțiile pe care le-am referitoare la astăzi, înțeleg că urmează să fie ridicat în SICAP studiul de fezabilitate, deci noi am întocmit un studiu de prefezabilitate pentru ce înseamnă proiectarea și execuția acestui obiectiv de investiții. Am convenit cu reprezentanții CNI-ului ca acest obiectiv să nu trecem noi capacitatea, să aibă o capacitate între 1.500 de locuri și 13.000 de locuri, ce va rezulta din studiul de fezabilitate întocmit. De asemenea, în nota conceptuală am cerut ca la nivelul stadionului să fie sală de conferințe, loc de la masa, birouri și un mini-hotel pe lângă dotările legate de nocturnă, pistă de atletism și ce mai este acolo, undeva valoarea investiției ridicându-se la circa 130 de milioane de lei din studiul de prefezabilitate, urmând ca după ce se întocmește studiul de fezabilitate și după ce se trece la achiziția propriu-zisă, aceste valori să scadă. Din ceea ce știu, de exemplu, Arcul de Triumf, care are pistă de atletism, și Stadionul Rapid, care nu are pistă de atletism, deci obiective realizate de către Compania Națională de Investiții, din ce știu, Rapidul este undeva la 93 sau 98 de milioane, Arcul de Triumf puțin mai mult, pentru că are și pistă de atletism. Deci nu este o investiție ratată, dar, repet, pentru știința noastră și pentru celor care au nevoie de aceste informații, aceste proiecte nu se fac din birou și nu se fac într-o noapte. Un alt obiectiv care spune dumnealui că este un obiectiv ratat de către Consiliul Județean Dâmbovița, se referă la liceul militar. Nu știu, scuzați-mă, domnul comandant, vă spun eu că sunt într-o conferință de presă, vă spun eu în jumătate de oră, da? Bun. Deci, nu Consiliul Județean Dâmbovița înființează licee militar. Nu cred că avem și nu, chiar dacă în regulamentul de funcționare al Consiliului Județean spune că domeniul prioritar este educația, nu avem competență în ființarea de structuri și de entități școlare. Dar ca să reținem și să informăm corect opinia publică, pentru că
trebuie să afle și cei care într-un fel s-au apus în aleși, conform articolului 31 din secțiunea 6 a legii numărul 1 pe 2019 a Educației Naționale, învățământul liceal cu profil militar se încadrează în filiera vocațională, nu în cea tehnologică. Deci chiar dacă vrea să facă liceu, să spunem, pentru a pregăti forță de muncă pentru unitățile din industria de apărare, respectiva instituție intră în categoria vocațională. Învățământul preuniversitar liceal militar este reglementat de articole din secțiunea 9 aceeași lege, conform articolului 34, structura organizatorică, profilul de specializări de calificările profesionale, cifrele anuale de școlarizare și criteriile de selecționare a candidaților pentru învățământul preuniversitar militar din sistemul de apărare, ordine publică, securitate națională, se propun Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, de ministerele interesate și de alte instituții cu responsabilități în domeniul apărării. Dacă, în opinia marelui lider de la răsărit, Consiliul Județean Dâmbovița are responsabilități în domeniul apărării, l-aș ruga să-mi le definească și să-mi le prezinte și mie. Așa cum rezultă din secțiunea 9, înființarea unui astfel de liceu nu este în responsabilitatea Consiliului Județean. În cazul în care Ministerul Național le propune Ministerul Educației Naționale înființarea unui astfel de liceu, autoritățile locale, județene și ISJ sunt capabile să susțină un astfel de demers. Știu, din ceea ce cunosc, că s-au făcut demersuri din perioada în care dumnealui a trecut meteorii la Ministerul Apărării Naționale, demersuri rămase fără niciun fel de efect. Dacă aceste demersuri vor fi reluate de cei care conduc astăzi instituția în cauză, Ministerul Apărării Naționale, instituția pe care o reprezint în concordanță cu Inspectoratul Școlar Județean, vom asigura tot sprijinul necesar în ființării unui astfel de liceu, dar nu sunt de acord să se pună în cârca instituției pe care reprezint lucruri care nu țin de competența și nici de atribuțiile instituției pe care o reprezint. În ceea ce privește transferul terenului de la MAPN, vreau să vă spun că și aici respectivul domn bate câmpii cu grație. Pentru că nici măcar nu are decența să verifice înainte de a arunca în spațiul public niște lucruri de genul ăsta cât sau despre ce teren este vorba. Este vorba de 11 hectare de teren și nu de 9, ca să fim foarte corect. Și într-adevăr a fost o discuție, este terenul situat în proximitatea unității militare de la gara, aflat acum în proprietatea Ministerului Apărării Naționale. În primul mandat al meu de președinte am făcut niște demersuri. După ce am plecat, să spunem, de la conducerea Consiliului Județean, aceste demersuri au fost preluate de către cei de la Primăria Târgoviște și Ministerul Apărării Naționale a cerut niște, eu știu, obiective sau niște compensații pentru respectiva transfer de proprietate. La revenirea la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița am reluat aceste discuții, am constatat că cei de la Primăria Târgoviște au demersuri mai înaintate, în sensul că intraseră în niște discuții legate de acordarea unui spațiu în care să funcționeze Policlinica Ministerului Apărării Naționale. Și am fost de acord ca respectiva instituție să continue aceste demersuri cu precizarea și cu o discuție pe care am avut-o cu domnul primar al municipiului Târgoviște, că în cazul obținerii acestui transfer să fie de acord să ne retransfere 7 hectare de teren pentru o viitoare investiție legată de construcția unui nou spital județean în județul Dâmbovița, în municipiul Târgoviște. Deci nu este un proiect ratat, este o corespondență purtată de către instituția de statului și, repet, nu pot eu influența de la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița conducerea unei instituții care se cheamă Ministerul Apărării Naționale, care se cheamă după aceea, după ce se aprobă transferul, trebuie hotărâre de Consiliul Județean sau hotărâre de Consiliul Local pentru a translata respectivele suprafețe. Deci este vorba de 11 hectare și, repet, Primăria Târgoviște, în perioada în care eu am lipsit de la conducerea Consiliului Județean, a continuat aceste demersuri. Noi le-am reluat în corespondența pe care am avut-o cu Ministerul Apărării Naționale. Textual mi s-a spus că există o solicitare și din partea Primăriei Târgoviște pentru și, având în vedere aceste lucruri, am fost de acord ca cei de la Primăria Târgoviște să continue aceste demersuri.
În ceea ce privește registrul auto român, vreau să vă spun că am aici toată corespondența purtată cu Ministerul Transporturilor. Sigur că noi avem o hotărâre de Consiliu prin care am transferat și am pus la dispoziția Ministerului Transporturilor terenul pentru a derula această investiție. Deci primele demersuri au fost făcute la nivelul anilor 2016-2017. Am corespondat și cu domnul Șova și cu domnul Felix Troie, cu toții cei abilitați și vreau să-i reamintesc domnului parlamentar că dacă era atât de competent, din anul 2013 există proiectul de hotărâre prin care a transferat, este semnat de dumneavoastră, dacă era atât de competent din 2013 până în 2016 la sfârșit, de ce n-a făcut el seniorarului, dacă era foarte, foarte competent. Deci, noi am reluat demersurile către Registrul Autoromân, terenul este transferat, este balizat, dar, repet, nu stabilesc eu nici bugetul Ministerului Transportului, nici al Registrului Autoromân Național. Sigur că mi-aș dori ca această investiție să fie realizată și, repet, vom face în continuare demersurile instituționale ca această investiție să poată fi realizată. Este o procedură de achiziție publică în derulare, este urcată în SICAP. Ce se întâmplă în procedură, repet, nu este competența noastră. Bun. Referitor la transferul casei armatei de la Ministerul Apărării Naționale la Consiliul Județean Dâmbovița, vreau să vă spun că am inițiat aceste demersuri încă din anul 2017. S-au făcut solicitări sau, ca să fiu mai corect, primul demers a fost făcut undeva în anul 2005. Deci vedeți că în 14 ani nu s-a făcut mare lucru și ni se cere ca eu, în 4 luni de zile, să revoluționez administrația. Au fost reluate în anul 2012, următoarea solicitare în 2013, la 15.05.2013 a fost adresată solicitarea numărul 1400 către UME 025-23. În 2013, solicitarea noastră a fost înaintată diferitelor structuri din cadrul Ministerului Apărării Naționale despre analiză. S-a revenit cu adresă în 2013. În data de ianuarie 2014 s-a reluat corespondența. În 2015, Consiliul Județean Dâmbovița se angajează ca în situația transmiterii bune să asigure în continuare desfășurarea activităților specifice cercului militar. La data de 26.05.2016 se revine cu adresă. La data de 25.01.2017 se revine cu adresa numărul 1991. La această solicitare s-a primit, într-adevăr, pentru prima dată un răspuns. E foarte importantă 25.01.2017. Sub semnatul eram președinte de Consiliul Județean. Și mai mult decât atât, în 2017 s-a solicitat sprijinul parlamentarilor de Dâmbovița, inclusiv senatorului Ciuțuianu, cu adresa numărul 11.512, însă tot fără rezultat. A fost reluată solicitarea în care respectivul individ se afla în fruntea Ministerului Apărării. Adresa nu s-a primit niciun răspuns. Următoarea solicitare a fost adresată domnului ministru Fifor, cu ocazia unui vizită de lucru, când s-a propus transmiterea unui alt imobil din domeniul public al județului în domeniul public al statului. La data de 4.07.2018 a avut loc o întâlnire între reprezentanții Ministerului, Primăriei și Consiliului Județean Dâmbovița. S-a încheiat minuta numărul 13.246. Dacă în ceea ce privește obiectivele urmărite de Primăria Municipiului Târgoviște, respectiv transferul suprafeței de 11 hectare de teren din imobilul din Târgoviște, înființarea liceului militar tehnic și mutarea poziției militare s-au stabilit lucruri concrete. În ceea ce privește transmiterea imobilului Casa Armatei, nu s-a stabilit nimic concret. Deci întâlnirea din 2018 nu poate fi, eu știu, mandatată sau pusă pe seama actualei conduceri. Și vreau să vă spun că acolo, într-un final, s-a primit un răspuns din partea structurilor abilitate ale Ministerului Apărării Naționale, care au spus că nu sunt de acord cu transmiterea acestui imobil. Știți cum e, dragoste cu sila, se cheamă viol, nu poți să iei viva din proprietate ceva
nu vrea să transmită. Deci pentru corecta informare m-am simțit obligat să fac aceste precizări, iar terenul la care facem discuție, 9 hectare în opinia domnului în cauză, are 111.205 metri pătrați, ca să știe domnul senator, și nu este singurul teren pe care vrem să-l transferăm la Consiliul Județean Dâmbovița. Mai avem o discuție cu Unitatea Administrativă Teritorială și Șoptâncă, este vorba de 14 hectare, încercând să căutăm variante alternative, dacă va fi axă de finanțare și dacă vom obține, eu știu, surse de finanțare pentru ceea ce înseamnă acel spital nou. În ceea ce spune reabilitarea clădirii sediului administrativ al Consiliului Județean Dâmbovița. Îi reamintesc personajul în cauză că în momentul în care se depun proiecte europene, acestea au un ghid de finanțare. Și dacă nu îndeplinești condițiile din ghid, înseamnă cooperativa Munca în zadar. Recapitulând în ceea ce înseamnă consolidarea sediului administrativ al Consiliului Județean Dâmbovița, în anul 2017, deci pe mandatul meu de președinte, am transmis Ministerul de Dezvoltare Regională documentele necesare aferente în vederea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală. Obiectivul care nu a fost aprobat. În același sens, obiectivul a fost pregătit pentru a fi depus pe Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 3.1, operațiuni pe clădiri publice, proiectul neîncadrându-se în criteriile de eligibilitate pentru finanțare. Astfel, văzând că nu ne încadrăm, l-am depus la sediul Companiei Naționale de Investiții, altă instituție a statului care putea asigura finanțare și nici în această sau la această instituție, dată fiind valoarea, și o să vă explic de ce, n-a fost aprobată pentru finanțare. Pentru documentația pusă la dispoziție de către Consiliul Județean Dâmbovița, în data de aferentității funciare 70.313, reprezentanții CNI au făcut următoarele observații. Deci, o instituție a statului care nu era, să spunem, obligată să respecte un ghid de finanțare. Amplasamentul prezintă incompatibilități de natură juridică generate de înscrierile efectuate în partea a doua și a treia stație funciară. Astfel, înscrierea efectuată în anul 2010 reclamă rectificare în ceea ce privește titularul dreptului de administrare, persoană juridică de drept public, titulară a prerogativelor juridice ce izvoresc din dreptul de administrare, fiind județul Dâmbovița. De asemenea, conform legislației în vigoare, se impune translatarea acestei înscrieri în partea a doua a cărții funciare. Înscrierea efectuată este de natură a genera incompatibilități majore în ceea ce privește posibilitatea realizării obiectivului de investiții conform ordonanței de guvern 25/2001, pentru că trebuie să fie libere de sarcini, se transcrie dreptul de închiriere asupra construcției în favoarea unei entități private, actul invocat fiind contractul de închiriere numărul 206, pentru că în această instituție, după cum știți, se are sediul și primăria și prefectura, scuzați-mă, și direcția de statistică. Motive pentru care proiectul nu este eligibil sau nu a fost eligibil pe axa destinată clădirilor publice. Nu au fost identificate în arhiva Consiliului Județean și altor entități existente documentele solicitate prin ghid pentru dovada anului în care s-a construit clădirea. Asta este realitatea faptului. Deci, respectiv, cartea tehnică, fișa tehnică, procesul verbal de recepție. De pentru care, din 2017 până acum, ne-am preocupat să facem un duplicat aceste documente. Dar aceste documente trebuia să le avem la data depunerii cererii de finanțare, nu după. Că era neeligibil din stat. Expertiza tehnică efectuată, care era document obligatoriu în condițiile de eligibilitate, am cadat clădirile, bara, în speță cea de aici și turnul din față, în categoria clădirilor cu risc seismic de categoria 3. Iar măsurile de consolidare propuse depășeau 50% din valoarea totală a proiectului. Cheltuielile de consolidare sunt considerate cheltuieli neeligibile. Eligibilitatea proiectului nu era certă, datorită faptului că măsurile de consolidare depășeau valorile măsurilor de eficiență energetică. Și trebuiau făcute întâi măsurile de consolidare, iar după aceea nu puteai lucra în paralel, trebuia să faci dovada că ai trecut clădirea în risc seism de categoria a doua. Dar e greu pentru ăștia făcuți la apelul bucancilor politicieni să înțeleagă niște măsuri legate de finanțe. Indic
indicatorii care trebuiau îndepliniți în cadrul programului operațional regional 2014-2020, axa prioritară 3, erau de îmbunătățirea eficienței energetice și nu de consolidarea clădirii. Ceea ce e foarte important de precizat. În clădire există spații, unități de clădire închiriate, date în folosință, gratuită sau concesionate unor persoane juridice, spații care depășesc 10% din suprafața totală utilă a clădirii, fapt pentru care nu se îndeplinesc criteriile de eligibilitate. Deci, în speță, v-am spus, funcționează prefectura, direcția de statistică, cabinetele parlamentare, sindicate, diferite asociații. În aprilie 2019, apelul de proiecte pentru programul operațional regional 2014-2020, axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, clădiri publice, era închis. Deci asta este stadiul demersurilor cu clădirea Roșiu-Pitățean, Dâmbovița. Realizarea de baterii anti-grindină, iar, repet, nu este o prerogativă și nu este o atribuție a Consiliului Județean Dâmbovița, este un domeniu de care se ocupă Ministerul Agriculturii. Este adevărat că în luna octombrie 2018 a fost purtată o corespondență de la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița, cabinet președinte cu Ministerul Agriculturii. S-a primit un răspuns în care s-a precizat că unitatea de combatere de la Prahova trebuie să deservească și județul Dâmbovița. SEC și nimic mai mult. Deci nu Consiliul Județean Dâmbovița înființează, stabilește locații pentru această, investiție. Stațiunea Montană. Eu personal aud că stațiunea Moroieni-Padina Peștera undeva de prin anii 2005-2006. Din câte mi-aduc eu aminte, perioada 2012-2016 a fost un președinte care, dacă era atât de competent, cred că trebuia să declare și stațiune, să facă și investiții în zonă. În 2017, când am preluat conducerea Consiliului Județean, numai puțin de un an de zile, am parcurs toate treptele procedurale prevăzute de legislația în vigoare și în luna martie, din câte mi-aduc eu aminte, s-a reușit declararea stațiunii. Declararea zonei ca stațiune turistică de interes național. Vreau să vă spun că în prima discuție era vorba de declararea ca stațiune turistică de interes județean. Am reușit să facem un pas înainte. În ceea ce privește stațiunea, v-am spus și la precedenta conferință de presă, stadiul demersurilor, în luna septembrie, împreună cu firma pe care am desemnat-o să întocmească, să spunem, studiul de soluție și tot ce înseamnă proiectul legat de pârtia deschis și de, să spunem, facilitățile conexe acestei investiții, va prezenta materialul, vom prezenta o conferință de presă în care o să rog pe colegul meu, domnul arhitect Teodor Butea, să vă prezinte stadiul și demersurile făcute pe fiecare componentă în parte. Nu fac parte dintre aceia care să vină în fața opiniei publice să spună că eu fac această stațiune, eu, instituția pe care o reprezint, sau noi ca echipă, într-un mandat de președinte. V-am spus că primele rezultate acolo am discutat și cu oameni care se pricep, pentru că, practic, acolo vorbim de un oraș sau de o stațiune de la zero. Plecând de la tramă stradală, drumuri, apă, canal, spații de cazare, pârtii de schi, instalații de alimentare, instalații de transport pe cablu, instalații de alimentare cu gaze și așa mai departe. Deci, cred că primele rezultate le putem vedea într-un prognostic optimist în 5-7 ani. Într-un prognostic pesimist, probabil în 20-30 de ani. Deci nu se face într-o noapte. Lucrurile astea presupun foarte multă muncă, presupun studii, presupun anumite documente pe care trebuie să le întocmești și pe care, fără să se supere nimeni, nu le-am găsit la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița. Vă spuneam data trecută de studiul de altimetrie, fără de care nu se poate gândi nicio structură. Vă spuneam despre rețele de alimentare cu gaze. Vă spuneam de identificarea surselor de